dimineața, suntem pe canalul 4 anul de la Strea. Am plecat după femei să-mi bagă curățenie, să văd dacă le mai găsesc la ora asta la 9. N-am putut să mai mă scol prietenul obosit, terminat. Prieteni am fost după femei, nu vine niciuna prieten, cine să facă curățenie, n-are cine. Nu găsesc femei, sunt toate acupate de Crăciun acum. Da. Să văd ce fac acum eu cu Georgiana, amândouă, că nu găsesc femei. Și te rog, nu mă bată pierd. Ce face ursule fără oameni? Cine să-mi bagă că îmi da mama sculai din pat? De ce nu mai vor să vină oameni? Ocupați, tăi răporci. Ocupați? Da. Tăi răporci, ocupați. De ce nu mă pe tine de mână de pe zi? Nu știu. Nu știu ce a sunat, tata, te-a ajuns? N-am știut de mine, am dormit azi noapte dusă. Dacă toată ziua a stat în picioarele lui, să vă las cine mai strigă acum. Înțelegi, și dai plic, da mână, că e căldură, dai foarte plic. Da. Era bună Andreea și Ștefan, ce a luat-o Ștefan și a dus. Unde a fi dus-o, nu știu. Nu mai e lumea, s-a dus în străinătate, nu mai găsești nimeni, oameni. Da. Trebuie să vină și mașina cu gunoaiele. Ce să facem? Cine să muncească, că nu pot? După sărbători să mă duc la o femeie la țară, să găsesc. Auzi, de unde mai luăm pastile de aia de cafea? Hai să luăm și noi câteva. De unde le iei? Du-te, că nu avem deloc. Orașul e mic, femei nu găsesc, numai după sărbători să mă duc la țară. Să aduc oamenii, nu venire la lucru până acum niciunul, să vedem care vine să facă. Da. N-ai văzut ursule și aia mie dacă intră? Ha? Trebuia să intre de mult, trebuia să uiți. Îți dau ăsta să uiți? N-a intrat. Prieteni, venirăm să luăm niște pastile de cafea. Când avem să bem și noi o cafea, vă... Îți dau un filmant să iei. E pastile de aia. Păi nu e pe pastile, la set. Cât e set? 400 de lei. Păi nu iai un cuci. Nu mai bine, nu mai bem cafea. Nu mai bem cafea asta, să dăm 400 de mii acum de dimineață. Mai bine dau 30 de mii și iau cafea. Iau 3 capele, iau 100 de mii. Bine spus așa, ursule. Să dau 400 de mii, ci la cine să dau cafea? Lasă pentru noi trei înși. Asta este, prieteni. Bă, dar filma ieri, bă, tăiatul ăla. Orice făceam și ce băgam în gură. Bea de tot. Cristi, păi mă veni Olga, s-a dătut pe lângă Olga, pătă de bărbat, stătea acolo, unde curăța Olga peștele. Bea de tot.
prea de toate bune, bun că ne ajută, dar prea de toate jmecheritași. Trebuie să treacă și el, du-te la bar acolo să luăm cafea. Ce veni cu ursuleț cu mașina, spuneam cafeaua. Și-o Dumnezeu sănătate. Uite ursuleț Iulian, e cafeaua. Eu sunt 200 de mii. Ce știa el, Georgiana, una, ție una și mie una. Și așa e, prieteni. N-am găsit oameni ce-o-mi place asta fără femei, nu știu. Nu știm de unde se iau. Ursule, scurtă-le, mangă, scurtă! Scurtă și curat! Ce prietene, prietene, barul după colțul meu aici. Da. Ce să facem? Am venit cu mașina să beau cafea. Nu mai pot să vin pe jos, cum era de multe ori, am tânăric. Da. Asta este, prieteni. Nu se scoală nima de dimineață și oamenii le găsește acasă dimineață. Nu mai spun că se supără ursul. Nu trebuie ursul să se scoală, nevastă să se aduce în femei care și i-a permis. Să plătim restantele din urmă, să fim la... Și am curentul meu separat. Da, când ai luat banii să-mi iau un hidrofon, ca să bagă apa bine la băi. Altă dată ea să separează și hidrofonul. Să separează apa, să aibă separată, să aibă apa presiune, că din cauza n-are presiune, că hidrofonul la amândouă căși. Care trebuie fiecare separat, prieteni, să facă, că până acum știut eu, că zice că știe ea. Să știe, să separă și hidrofonul. Cum a separat curentul, e foarte bine să separă și hidrofonul. La vară să facă și o bucătărie acolo în față, să nu mai aibă legătură cu noi. Dacă i-a vrut așa, așa să țină. Așa a vrut să țină, să nu mai aibă legătură cu noi, să nu mai aibă. La vară să facă bucătărie în față, să-i facă Alin, să fie sănătos Alin, să-i facă o bucătărie în fața acolo. Dacă ea vrut singură, singură să stă cu Mihaela și cu copilul ei, atât. Că mai are grijă și de copiii lui, ursul are, dar ursul e cu mine, Georgiana, sunt cu mine. Dacă ea a vrut așa, așa să fie. Înțelegeți, prieteni? Să știe și ea centrala, să strângă ziua, să o lasă numai noaptea, dacă îi place și ziua să stă în casă și să țină centrala, atunci ea consumă mult. Fiecare femeie face economie la ea în casă și are grijă de familia ei, fiecare femeie. Cum aștieri, așa dorme.
Înțelegeți, prieteni? Să vedem care meseriaș vine la lucru. Că dacă venea dimineața, e acum 9:30, aproape 10 ceață. Să facem multă lucrare. Eu știu că iarna e frig, dar n-ai ce faci. Le pun un reșim să vină să lucrează. Înțelegeți? Hai că vine urs să duce cafea, o bea o casă cu Georgiana. Prietene, face Mariana un pic aici, să pună... Bună ziua! Că se vedea urât aici, până după sărbători, până remediem bucătăria. Da. Se vedea urât, gustase Ștefan pământ. Bună ziua, prieten, că am venit la muncă, lucrarea. A venit la muncă, a început lucrarea Mariana cu oameni și lucrează sus în casă. Să termină lucrarea și am domnit-o cu el, dacă aceiași oameni s-au îmbătat toată ziua câte 5 sticle de băutură. Doamne, nu mai dă dreptul. Și să-i se pună prag aici, că se vede urât în filmare. Pusase Ștefane, de așa el, maestru, pusase pământ grămadă aici. Deci așa, nu putea să pună prag. Prieten care nu-i meseria și nu știe, bate joc de om. Când remediem bucătăria, o remediez tot cu Maria, îmi fac tot aici bucătăria după sărbători, că acum nu mai avem timp. Facem și noi să ce putem, când îți mai rămâne fucrea, că punem și aici. Da. Da. Rămâne de acolo, de la baie. Și... Prietenii, am început să mut cuptorul ăsta, să fac decât și eu ce pot. Am fost după femei, tot la mâine vine. Tăiară porci, ieși care cu treaba lor. Și se fac o țără ciorbă, eu îmi jambon a fumat. Asta este prieten. Avem mizerie multă pe aici, până remediem, până facem. Am zis să fac eu cu Georgiana, până dacă nu vin femeile, să aștept pe Georgiana acum. Facem și noi ce putem, până vin femeile, că nu mai avem timp, pe timpul scurt. Ursul s-a dus după materiale, să ia materiale ce trebuie. Așa se face când te scoli, domne, la 10, la 11 și tot, să facem. Nu să ne sculăm la 3, la 4 și să facem după masă lucrări. Aia nu e treabă. Nu ne ajunge noaptea destul de mare. Dacă dorm 5 ore pe noapte și copilul meu, toată familia mea, nu familia, copiii, tineretul, vreau să spun neamurile. Să scoală dimineața și pace, de-aia are omul bani și are de toate. Dar dacă te scoală la 3, la 4, nu mai faci nimic. Nu mai e poftă de lucru, nu mai e poftă de nimic. Uite patronul. Vezi, meseriaș, care e meseriaș, îmi mulțumesc mult. Că se vede, când îți mai rămâne o preacă, vii și pui și acolo. Da, aici. Da, că se vede în filmare urât. Ia, până faci bucătărie. Da, până faci bucătărie. Lasă așa, până faci bucătărie. Că la... după sărbători mă toapă aici ce vrea eu. Da. Hai, îți mulțumesc. Eu fac mâncare ca să mâncați, hai. Da, patron. Hai, hai, sănătate. Să vezi, prieteni, meseriașul. Uitați. Să vede mâna de lucru. Pusase Ștefan. Mormânt de mas de ăsta. Doamne, doamne.
Trage și eu, că e căldură. E destul de căldură. Prietenii, asta este. Ne sculăm la 12, cam târziu, mizerie în bucătărie, peste gât, trebuie să o facem. Bine că făcui mâncare la oameni. Bine că fiar sunt mâncare, asta. Bine că făcui mâncare la oameni, da. Dar n-au să-i bulion, că n-am putut să mai cobor marițăm. Deci nu pot. Nu lasă numai. Nu pot să mai pun pas dincolo până acolo și de asta am bine nervi. Uite, dar m-am sculat din pat. Uite, prieteni, făcui jambon care a rămas de la copii. Că nu ele o să vadă acasă, că el se stârpește deja în bol. Și făcui la oameni cu țare de lămâie, cu macaroane, cu morcov. Și am făcut să fac la oameni. Mărmăriță, nu mai pot, mă. Asta, uite, nu mai vorbesc. Acesta, femeie, lăsă să vadă ce facem noi. Da, că ce drept ea făcea înainte curățenia. Acum, dacă nu mai vine la noi, gata, noi ne-am gonit-o din bucătărie. Dar nu mai vine, gata. Nu mai vine această femeie, nu mai vrea deloc. Nu mai a venit seara când a venit Alindu-le, a făcut o rânză cu ciuperci, tocană și atât. Noi ne-am gonit-o, ea nu mai vine în bucătărie. Dar eu pot să fac, că sunt tare, mă ține Dumnezeu și îmi fac în bucătăria mea curat, da, una singură. Trebuie să aduc o femeie, două, să-mi fac acum curățenie și până îmi fac eu mâncare. Ce nu pot eu să fac? Când ai muri, atunci nu mai fac nimic. Na, să nu mai zic. Când așa. Sunt, mă ține Dumnezeu, că de muncă nu mor, mor de boală, de mâncare, de băutură, asta murim. Și îmi place să facem, mai să facem curățenie aici. Uite, pusă Mariană, uite, pusase la Ștefan pământ de sămăna urât în alea. Și veni Mariană și pusă omul preacă, mai pune și colo preacă, că se vedea urât. Până Mariță, după sărbători fac bucătăria asta, cum o face Marian foarte frumoasă, pun gresie pe jos, pun toate ăștia. În termenul oamenii cu casa, nu întru la ursul, facem bucătăria. Să avem condiții, ce să facem? E iarna acum, patroană, să fie lăsărași după Paști să faci aceea. Păi așa trebuie, dacă s-a încurcat eu și a dat banii, a dat 400-500 de milioane acolo în materiale, dacă s-a încurcat, trebuie să facă oamenii acum. Da. Și de Crăciun, unde stați? Aici? Dincolo, în sufragerie, de aia vreau să fac curat. Știi ce m-am gândit să faci acolo? Să bagi un godin din ăla? Nu, nu, cumpăr o aia sobă, 10 milioane pe butelie. Nu. Și am soba, fac lemne mărunte, uscate, fac 2-3 brațe cu 2 zile mai înainte. Știi ce arunc? Și o să fac eu căldura acolo. Nu sobă din asta, că am eu din aia. Am sobă de tiracotă. Aia da. Păi vin o să vezi. Dar eu zic să nu mai cumperi sobă din aia, că aia am eu bătrâni și nu prea încălzește așa bine. Nu mai cumpăr nimic. Cumpăr o sobă pe bichelie. Și bagi direct în soba asta, mă. Da, da. Nu, e separat. Uite câtă sobă am de mare, a făcut-o patronul. Păi da, păi și de ce nu faci sobă? O fac, nu fac așa, nu mănânc lemnele. Dar asta face căldură. Asta face căldură aici. Dacă mă ținem să de ea cu lemne uscate, să vezi tu ce facem aici. Da, e frumos, uite, da. N-am știut că ai sobăcia. Păi cum mi-a făcut? Păi ce m-am lui? A făcut bărbatul meu. Și ai toate cășile ai. A făcut unchiul tău peste tot și la Anca, da. Două sobe de tiracotă sus în cameră. Nu zicea el, face sobe că vine frigul. Curentul, când da. Se ia curentul, faci lemne în și sobă. Uite aici trebuie să fac. Nu curăță, ne ștergem faianța, aduc două femei. Dar acum tăiară porci, puteai la ei și tăiară porci femeile. Și aici facem, că aici e frumos. Aici facem. Că vine Rai Pași, da, vine, o să veniți și voi. O să te îmbrați, jucați frumos în fuste țăgănești. Să jucăm pe melodia aia care ai scos-o acum. Da, cu apă de macelar. Ești în top, dragi prieteni. Să vă spuneți pe Pratoana, Patroana e în top, numărul 1 cu melodia aia. Mulțumesc, Marița, tot. Toată lumea a făcut TikTok. Mi-e drag când joacă și copiii ai mici pe melodia. Da. Și vreau să-ți spun, Mariță, în junul Crăciunului, seara la 8, la 9, intră melodia mea, îi dă drumul. Da. Da. Îi dă tu-i distribuirii, că a făcut. Și pe urmă trebuie să o bag la taraf. Da. Să se vadă pe taraf. A luat tot toată România, am spus, toată țara. Și ce am spus? Dacă lumea mă iubește și îi le pare bine pe melodia mea, o să mai fac în continuu. Dacă nu mai fac. Da. Cum a zis Leu, la el e năcaz, că la el nu prea s-a uitat lumea din cauza lui Dana. Da. Înțelegi? Sunt asta e în top. Sunt de țară florile. În top. Și vreau să zic, am zis, când vin prietenii,
să uit acolo și mi-e drag. Acum o să mai fac una frumoasă și formă una și formă una. Și da. Când o vrea Salam, vreau să-mi fac o melodie Salam, că-l iubesc și toată familia lui și îi rog de sănătate. Vreau să vorbesc cu el, plătesc cu toate, nu mă interesează pe mine să nu ce-a făcut el cu eu. Și vreau să-mi facă de pentru pușcărie unde am fost. Salam cu vocea lui. Da. Dar e faină. Da. Dacă o vrea Salam. Dacă o vrea el, cum vrea el. Când o vrea el plăcerea. Da, e frumoasă. Da. Dar nu te-ai gândit și la diminune? Nu, la ăla vrea Leo să facă cu el. Vrea el? Vrea el, da, Leo. Da. Că l-a luat dorul de Dian copilul minunii. Da, mie îmi place vocea lui Salam. Așa e, patroana. Asta e frumoasă, răb de tot, e trend asta. Păi joacă lumea. Hai să te filmezi, patroana. Da, filmează-mă și pe mine să mă vadă prieteni cum sunt la bucătărie. Nu sunt aranjată, sunt așa prieteni. Mai așa de dimineață, prieteni, da, apucăm dimineață. Să facem curățenie. Să facem curățenie, că nu mai avem timp, mai e puțin. Înțelegi? Da, așa este, prieteni, nici n-am putut să vin la ei, că am fost plecată. Dar cea mie, ieri am fost după curcani, patroana. Și să ai costume de aia frumoasă. Am, dacă ai să-i aduci și lui Georgiana un costum de ăla. Să-mi plătesc. Am, nu trebuie să-mi plătești. Să măcar să îmbracă și ea de căciun cu el. Am, cum am urcat eu sus la etaj și le-am găsit ieri și le-am dat jos. Eu am avut Tanca și le-a lăpădat Tanca, le-a adunat în diplomate și ale mele și ale lui ei. Aveam de la bunica mea, de la mama mea și cămăși și fus. Mai am, dar nu de ăia. Cu cipie, cu merea de mult de purtam noi. Am, mai am eu acasă, dar trebuie să mă urc la mama sus la etaj să caut la ea, că acolo avem multe. Acolo avem... Auzi, te rog frumos, că să nu mai audă ăștia, ia și lui Mihaela una și lui Georgiana una, să ne îmbrăcăm de Crăciun, să joacă. Mă duc chiar astăzi, mă duc și caut. Știi ce? Vreau să se îmbracă țigănci, că e pustă cu pantaloni și mie nu-mi place, da. Că râde țiganii de mine. Așa macar e. De Crăciun, de sărbători, de revelion. Așa e. Vreau să le îmbrac aici. Vrem să ne facem codițe, să ne punem în codițe, vrem să ne punem niște bănuți în codițe. Hai cu tine vorbesc, îmi dai numărul de telefon al tău. Hai, patron, că chiar n-am numărul tău. Eu când sun la Elanț nu-mi răspunde nimeni. Hai să-mi dai numărul de telefon, să te asun când Elanț mă, că mi-e îmbraci cum te îmbraci, da. Să ne facem codițe, prieteni, acum de sărbători. Da. Vrem să facem ceva tradițional. Da. Uitați ciorba lui patron aici. Trebuie să punem bulion aceea, patroana. Nu mai pun gata bulion, dacă n-au cine să mă aducă. Mă duc eu un beci și ți-au. Nu mai pun acum pe fiar. Da? Da. N-ai cu cine vorbi minutul ăsta, n-ai cu cine. Spun și spun degeaba să supără toată lumea, că le învăț. N-ai ce să fac. Deci, prieteni, patroana n-are cine să o ajute la bucătărie. Uitați, a spart pe aceea singură, prieteni, să descurcă singură. O să-mi fac singură și... aici ce pot. O să dau alea jos, că nu merge deloc. Care? O să-mi ce fac la ele să le dau jos. Păi o fi înfundate, patroana, de ce să le dai jos? Nu are cine să le fac. Hă? Aoleu, ce inele acolo? Nu, și așa cumpăr alta. Cumpără un aragaz, dar acum nu mai am timp. Ar trebui să le dai jos atunci, dacă nu sunt bune, trebuie să le dăm jos. Uite, asta mi-a pus oameni că filmat în ea. Stai că o rupi. S-o rupi de odreacu și așa o dăm la gunoi. Stai să-l chemăm pe Maria din casă. Nu, nu. Ca să o dă jos. O dăm la fier vechi. Să nu mai le văd aici amuzdate. Păi stai, patroană, că e legat în aia. Nu păi? Să dau locurile la două șe. Să dau locurile, imediat. Poftim patroană aici. Patroană, mă duc să-mi iau locurile. Hai, duce, duce. Dar când e aia la gogoș? Hai că vine înapoi! Hai bine, hai sănătate! Da, prieteni, fără mai tot, dă-tu-i jos tapetul ăsta de pe părete. N-are cine să facă, fac eu singură, că nu mai era bucătăria asta. Până una alta să șterg faianța asta, că bucătăria o fac după Paște, dar nu mai trebuie șterță faianța, tot, peste tot, cum a spus eu. Să dau otele ăștia jos, că ăștia nu mai mergea de mult timp, trebuie date jos, uitați! Am dat una jos. Cum mai mergea, le ținea de aici, le ținea așa. Le stătea, uite, bine de puiești, dar de murdărie. Vedeți, prieteni? Uite, mai am una acum. Să o dau și pe asta jos.
că nu poți să chem oamenii lucrează sus. Da, ca să poți să șterg faianța asta, că e mizerie multă pe ea. Să vină ursul sau să duce să ia materiale, să o dăm eu și pe asta, că nu pot singură. Da. Și asta este prieten. Uitați ce a fost pe aici. Uitați, prieten. Uitați ce a fost în bucătăria asta, uitați. Uitați, prieten. Tot timpul sunt de vină. Să ne ia bucătăria asta murdară, vedeți? Trebuie să o șteargă, să o dulape, să o ăștia șergea numai în față aici. Și încolo e de avai de lume. Da. Tot eu, femeie bătrână, să fac. Uite ce pe perete, pe faianță. Uitați. Făcea mâncare aici, în mizăria asta, ștergea numai puțin dulapele. Trebuie, hai că mai revin, prieteni. Și așa e, prieteni. Am pus să mănânc o ciorbiță, jamon de ăsta. Încălzesc o țără tocană de rând acum. Acum luă serviciu 2 Georgiana. Intrătură de 2. S-a schimbat tura. S-a schimbat, nu băga multă. Că e cea mai... E scumpă aia. O, te rog frumos, nu băga mult. Păi da, e scumpă. Nu da acolo, că e scumpă. De cu la vede, cum ați făcut cu repedera. E tot sârpă, rupă un tricou. Nu-i bucur să mă duc. Prietene, avem o bucătărie ca zeatru aici. Mai trecut și Anca să uita ce avem noi pe aici. Dumnezește prima dată. Becul de la pune tot bidonul. Dacă vrei să iei ceva. Ia să ia, nu da pe dulap, pe faianță numai, ia. Ia dă-i gulea să vedem, să ia. Lasă să dai și numai aud așa un pic. Așa, să ne e bună ursule, vezi? Da. Am dat degeaba. Ce să fac? Dacă n-are cine să mă filmează, camera mami. Dacă Mariana asta nu-i bun. Zice că vrea să facă lucrare, nu vrea să filmează pe patroana. Băi, ursule, nu mai vorbi. Eu vorbesc cu patroana pe mă filmez. Fac cu ea, eu povestim acolo. Păi da. Ce ai făcut luna la Nearadu? Ce ați mâncat acolo? Toate cele bune. Da? Tot ce a fost bun, tot ce m-a simțit extraordinar. Sunt ceva mai de mica zi. Păi, patroană, nu vreau știu ce faci dumneata, că nu pot până ca stai la povești și eu care zici că mă trezesc la 12 ca motul la șmotul. Eu stau și eu odinesc cu George. Nu, dumneata că stai. Că oamenii stau la povești și tot pe mine zici că mă trezesc la 12. Păi, dar te trezesc la 12, la 8 nu mă băteai pe mine la cap, George. Așa, patroană. Acum mâine dimineața, ca să nu mai muncești, să te scoți dimineața, să aduci femeile. Femeile atunci n-ați venit la 8 după noi, ne-am apucat de lucru la noi. Așa să le femeile. Ce mai zea ce dică? La ursule, ce mai zea ce dică? Ce faceți acolo? Ce aveți? Să apucă de faianță și mă apucă să sparg ușa, să pun ușa în lată și ușa în lată. Da, dacă aveți de lucru, da. Doar trebuie să-mi arătă dreptul.
Aveți de lucru. Nu, auzi, Mariane, fă ce scai de ușă, ai pe lângă ușă să faci, să faci la baie, e de lucru. Deci la baie asta facem asta, dar să vină gretul. Da, las că aduc, mă duc eu la urmă, mănânc eu și mă duc și eu după gret. Să ia cu soluția aia. Poți să duci cu capra, nu? A? Poți să duci cu capra. Vreau să duci. Gata, hai să duci. Să duci. Să duci. Să duci. Să duci. Mariane, poți să mai ajut cu ce să amere? Ce? Să faci tot ce poți pentru camera. Păi da, te-ai și venit. Mersi, Mariane. Prietenul v-am arătat, suntem în moderane, lucrări pe aici, mai revenim mai târziu, prieteni, pe alte canale. Sănătate, Crăciun fericit, dumneavoastră a terminat cu curățenie, aia v-am rămas în urmă, trebuie să fac și eu curățenie. La spital s-a dus Mihaela, Alin cu Leo și eu îmi fac curățenie pe aici. Cu Georgiana mai luăm mâine o femeie, două, vedem care poate să vină. Că mersărăm astăzi târziu și tăiară porți. Fieșcare cu teama lor. Mariane la lucru cu Gabriel, lucrează și ei ce poate până termină acolo, să mută ursul sus acolo. Sănătate, Crăciun fericit!